Examinarea reflexelor. Lecție dedicată elevilor din clasa a 7-a. Funcția reflexă stă la baza activității sistemului nervos prin care se realizează legătura dintre diferite părți ale organismului și dintre organism și mediu. Reflexele reprezintă un răspuns motor sau secretor la acțiunea unui stimul adecvat din mediul intern sau extern. Substratul anatomic al oricărui act reflex este constituit din arcul reflex alcătuit din receptor, cale aferentă, un centru nervos, cale eferentă și efector. În funcție de localizarea receptorului, reflexele se clasifică în reflexe profunde sau miotatice, cum sunt reflexele osteotendinoase, reflexele superficiale, cutanate sau mucoase, și reflexele viscerale, cum este de exemplu reglarea secreției digestive. Pentru examinarea reflexelor profunde osteotendinoase se folosește ciocanul de reflexe, respectând următoarele reguli. Regiunea de examinat să fie complet descoperită, nu se percută cu ciocanul prin haine. Mușchiul să fie în stare de relaxare și să se distragă atenția subiectului în timpul examinării, deoarece acesta își poate inhiba uneori reflexul. Puteți experimenta și voi următoarele reflexe, de exemplu reflexul rotulian. Subiectul se așează pe scaun cu gambele atârnând sau în poziția picior peste picior. Locul de aplicare al excitantului este tendonul rotulian. Ca răspuns la stimul se produce contracția mușchiului quadriceps și extensia gambei pe coapsă. Gamba se ridică brusc, involuntar, fiind un reflex de extensie. Centrul nervos este situat în partea lombară a măduvei spinării. Reflexul achilian se poate efectua când subiectul este culcat în decubit sau așezat în genunchi pe un scaun sau pat cu picioarele flectate. Se percută tendonul lui Achile și se produce ca răspuns flexia plantară. Mușchiul care se contractă este tricepsul sural. Centrul nervos se află în regiunea sacrală a măduvei spinării. Reflexul sau semnul Babinski este un reflex superficial cutanat și este folosit pentru a cunoaște gradul de maturitate al creierului sau dacă există vreo patologie nervoasă. Acest reflex este prezent la bebeluși până la vârsta de 2 ani, la adulți însă prezența lui este considerată anomalie. La examinarea reflexului se excită marginea externă a plantei cu un obiect ascuțit. Ca răspuns se produce extensia halucelui cu o evantaierie a degetelor. Știați că acest reflex a fost descris de neurologul francez Joseph-François Babinski la sfârșitul secolului al XIX-lea. Vă mulțumesc pentru atenție!